Trebuie să deschidem Scripturile în seara aceasta la Evanghelia lui Luca, la capitolul 18. Luca 18, începând cu versetul 9 până la versetul 14. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă, s-a ocotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Amin. Spunea fratele Mihai dimineață, făcând o clasificare a epistolei lui Pavel către romani, că Pavel la un moment dat începe să aplice Evanghelia la viețile noastre, la trăirea noastră. Teologia este bună, dar teologia trebuie aplicată. Cuvântul lui Dumnezeu, spune Pavel când îi scrie lui Timotei în 2 Timotei 3 cu 16, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să ne învețe, ca să ne învețe ceva, ca să ne învețe ca omului Dumnezeu să fie pregătit pentru viață. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, în primul rând, acesta este rolul lui, cum să trăim o viață de sfințenie, cuvântul scris al lui Dumnezeu. În seara aceasta am citit aceste câteva versete din ceea ce a scris Luca, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, și de-a lungul timpului am observat un lucru în bisericile noastre. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar cei care se urcă la amvoane și predică cuvântul lui Dumnezeu, de foarte multe ori pornesc, cred eu, de la o premiză falsă cu privire la cei care ascultă, la membrii bisericii. Și anume faptul că cei din biserică cunosc foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. Ori din experiența mea, nu mă refer la biserica aceasta, că biserica aceasta a primit învățătură și sunt frați care cunosc și surori care cunosc bine cuvântul lui Dumnezeu. Dar încă o dată spun, nu vreau să supăr și să jignesc pe nimeni, dar am întâlnit în biserici extraordinar de mulți analfabeți biblic. Nu că nu cunoșteau doctrine, dar nu cunoșteau cum i-a mântuit Dumnezeu. Nu cunoșteau Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, aproape deloc. Spun că de aceea ceea ce frații noștri, fratele Mihai și fratele Andrei, a instituit în biserica aceasta, faptul de a predica expozitiv, de a arăta cine a scris ceea ce s-a citit, care este contextul în care ne găsim. Sunt lucruri foarte, foarte importante ca să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, un pic, nu că n-ați cunoaște, dar haideți să ne uităm cine a scris cuvintele acestea. Sigur că ele sunt spuse de Domnul Iisus Hristos, dar cuvintele acestea sunt scrise de evanghelistul Luca. Și dacă am stabilit că sunt scrise de Luca, sigur că ne punem întrebarea de unde știm că sunt scrise de Luca, pentru că în text, în Evanghelie, nu scrie nicăieri cum încep epistolele. Eu, Pavel, rob al lui Iisus Hristos către biserica din Roma. Aici, evangheliile nu încep așa. Cartea aceasta, Evanghelia aceasta, este încă începând cu sfârșitul secolului al II-lea, este atribuită lui Luca, la fel cum Faptele Apostolilor,
îi este atribuită la fel lui Luca. Ceea ce știm precis este faptul că cele două cărți, această Evanghelie și Faptele, au fost scrise de aceeași persoană, pentru că îi sunt adresate aceleiași persoane, lui Teofil, oricine ar fi fost el, că e o persoană fizică, că e un nume generic dat credincioșilor, nu știu, dar atât Fapte cât și Evanghelia lui Luca au fost scrise de același autor. Și sunt atribuite, cercetând cei care se ocupă cu studiul scripturilor, cercetând stilul și informațiile și felul cum sunt aranjate cele două cărți, îi sunt atribuite lui Luca. Acum, care este contextul în care ne găsim? Contextul mai larg, dacă citim Evanghelia, este Domnul Iisus Hristos se îndrepta spre Ierusalim. Era în drum spre Ierusalim ca să desăvârșească mântuirea noastră pe crucea de la Golgota. Dar contextul imediat este spus în 17:1, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Iisus a zis ucenicilor săi. Și acesta este contextul. Contextul este Domnul Iisus Hristos își învață ucenicii. Își învață ucenicii pentru că știa că la un moment dat se vor întâlni și se vor izbi de această problemă a mândriei. Pentru că Domnul spune că cine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Cine era Luca? În primul rând, aflăm din scripturi că Luca era un doctor. Deci era un om cu pregătire. Nu era pescar ca ceilalți, ca ucenicii Domnului Iisus Hristos. Era un om cu școală. Pavel spune lucrul acesta în Coloseni, în capitolul 4:14, doctorul iubit, referindu-se la Luca. Și apoi mai știm despre Luca că era un tovarăș de lucru al lui Pavel, așa îl numește Pavel când îi scrie lui Filimon. Luca n-a fost de la început cu Domnul Iisus Hristos, cu apostolul Pavel în misiune. N-a fost de la începutul misiunii sale tovarăș de lucru cu Pavel. Începând cu versetul 13 din Fapte, de unde Luca începe să vorbească despre misiunea lui Pavel, și până în capitolul 16 din Fapte, la versetul 10, Luca se referă la Pavel, la el sau ei. Nu se include și pe sine în echipa lui Pavel. Citiți porțiunea aceasta de text și veți vedea că în felul acesta se raportează Luca la Pavel. Când vorbește despre misiunea, despre ceea ce Pavel făcea, se referă la el sau la ei. Începând cu versetul 16, cu versetul 10, spune Luca în felul următor, că după vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem, deja se include și pe el. La un moment dat, Pavel îl găsește pe Luca în Troa și începând din momentul acesta, Luca face parte din echipa de misiune a lui Pavel. Acesta era Luca care a scris Evanghelia aceasta. Cui se adresează versetele pe care le-am citit? Luca spune, a mai spus Domnul Iisus, a mai spus și pilda aceasta, pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Pentru aceștia a spus Domnul Iisus pilda aceasta. Și este foarte interesant și curios că o spune ucenicilor, celor care erau cu el. Și spune pentru unii care se încredeau în ei că sunt neprihăniți și îi disprețuiau pe ceilalți. În Luca în 15, nu, în Marcu, în 2:15-16. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameși și cu păcătoșii,
au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Ăștia care se încredeau în ei și în neprihănirea lor. De ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Și Domnul Iisus Hristos, parcă cu ironie, se uită la ei și spune, Iisus când a auzit acest lucru, le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, nu pe voi neprihăniților, care vă credeți neprihăniți. Nu pe voi am venit să vă chem la pocăință, pentru că voi sunteți neprihăniți. Voi n-aveți nevoie de pocăință, ci pe cei păcătoși. În Matei, spuneam că Domnul Iisus Hristos a spus cuvintele acestea ucenicilor lui. În Matei, în capitolul 26, avem descris ceea ce Petru îi răspunde Domnului Iisus Hristos atunci când, după cină, Domnul spune în Matei 26 cu 31, atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potecnire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Și auziți ce spune Petru. Petru a luat cuvântul și i-a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potecnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potecnire. Domnul Iisus spune că cine se va înălța va fi smerit și le spune pilda aceasta cu vameșul și fariseul ucenicilor. Și pentru că știa că Petru va ajunge într-o astfel de situație. Dacă Petru ar fi spus, eu nu voi găsi în tine niciodată nicio pricină de potignire, ar fi fost altceva. Dar Petru spune, uitându-se la ceilalți, chiar dacă toți ăștia, vor găsi în tine o pricină de potignire. Chiar dacă toți ăștia se vor lepăda, chiar dacă toți ăștia vor cădea de la credință, eu nu. Eu rămân tare. Eu merg cu tine până la capăt. Pentru a spus cuvintele acestea Domnul Iisus, spune Luca, pentru unii care se încredeau în ei înșiși. Se încredeau în ei înșiși. Apoi spune Domnul Iisus că doi oameni s-au suit la templu să se roage. Și unul era fariseu și unul era vameș. Domnul Iisus ia extremele societății din vremea aceea ca să dea exemplul acesta. Cine erau fariseii? Sigur știm din Scripturi că fariseii au fost cei mai mari adversari și dușmani ai Domnului Iisus Hristos. Ei erau elita religioasă din Israel și oamenii aceștia se încredeau foarte, foarte mult în neprihănirea lor pe care le-o dă legea. Apostolul Pavel, care a fost și el un fariseu, când își aduce aminte de acele vremuri, în Filipeni, în capitolul 3, spune că cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Iisus Hristos și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești, cum făceau alții. Și își aduce aminte și îi descrie pe fariseii vremii. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede, zice Pavel, că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Așa se considerau fariseii. În legătură și în privința neprihănirii pe care o dă legea, ei se considerau fără prihană. Acum, cine erau vameșii? Vameșii din vremea aceea erau paria societății. Aproape întotdeauna în Scriptură, atunci când se vorbește de vameși, sunt asociați cu păcătoșii. În Luca, în capitolul 15 cu 1, cuvântul spune că toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Iar în Matei, în 18 cu 17, acolo când
Domnul Iisus dă instrucțiuni cu privire la disciplina bisericii, spune la un moment dat că dacă cel care este pus sub disciplină nu ascultă de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Domnul Iisus ia aceste două extreme ale societății, fariseii, elita religioasă și vameșii. Și spune că oamenii aceștia doi s-au dus la templu să se roage. Acum, ajuns la templu, o să ne uităm puțin la oamenii aceștia doi să vedem trei lucruri în privința lor. În primul rând, vom vedea poziția fiecăruia dintre ei, apoi o să vedem părerea despre sine a fiecăruia și rugăciunea în sine. Și haideți să ne uităm la versetul 11, cuvântul spune că fariseul stătea în picioare. La 13 spune cuvântul că vameșul stătea departe. Acum, faptul că ne rugăm în picioare nu este un păcat. Nu aceasta este problema. Nu este păcat să te rogi stând în picioare. Contează atitudinea pe care o are inima ta. Poți să te proșterni la pământ, poți să stai în genunchi ore întregi. Dacă inima ta nu este a lui Dumnezeu, dacă ființa ta nu este predată lui Dumnezeu, rugăciunea ta nu se va înălța mai sus de tavan. Fariseul acesta stătea în picioare și parcă se uita așa peste toți rugându-se, pentru că în rugăciunea lui la un moment dat se laudă și spune că eu nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Îl vede pe vameș undeva departe, spune cuvântul, și fariseul, stând în picioare, are o atitudine arogantă, o atitudine de încredere în sine, în neprihănirea pe care i-o dădeau faptele lui și legea, și se uită și vine înaintea lui Dumnezeu cu tot felul de fapte pe care le face și spune că eu nu sunt ca alți oameni, el poate era un om moral, spune că el nu este prea curvar, el dă zeciuială și așa mai departe, poate era un om moral, poate era un om de treabă, cum spunem noi, se uită și spune, nici măcar ca vameșul acesta nu sunt. Eu sunt totuși cineva, eu trebuie să fiu primit de Dumnezeu. Despre vameș spune cuvântul lui Dumnezeu că vameșul stătea departe. Nu deoparte, ci departe. Vameșul cred că nici măcar nu s-a amestecat cu cei care erau la templu, pentru că era cunoscut de cei din oraș, din localitatea unde din Ierusalim. Era cunoscut că este vameș. Ori vameșii erau considerați niște vânzători, niște trădători de țară, adunau taxele pentru Imperiul Roman și vameșul stătea departe. Cu câteva versete mai înainte, în capitolul 17 din Luca, avem descris întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu cei 10 leproși. La versetul 12 zice cuvântul, pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe. Leproșii aceștia au stat departe. La fel stă și vameșul. Stă departe. Leproșii, era spus în legea lui Dumnezeu că cei care erau leproși trebuiau să umble cu hainele sfâșiate, să strige necurat, necurat, să nu se apropie de oameni și casa lor sau locul unde trăiau să fie afară din tabără, afară din oraș, afară din cetate, atâta timp cât erau bolnavi. Vameșul avea așa o atitudine de umilință și de smerenie, încât, la fel ca și leproșii, stătea departe, nici măcar nu se amesteca cu ceilalți. Cu ceilalți oameni. Acum, haideți să ne uităm la părerea despre sine pe care o are fiecare dintre oamenii aceștia. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele, zice fariseul. Vameșul nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul.
Uitați-vă la aceste două atitudini. Fariseul vine înaintea lui Dumnezeu cu tot ceea ce făcea el. Cu neprihănirea aceasta pe care i-o dădeau faptele lui, cu neprihănirea aceasta pe care i-o dădea legea și n-a fost primit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că noi suntem îndreptățiți, suntem socotiți, neprihăniți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și nu prin faptele noastre și nu prin ceea ce facem noi. Isaia spune în capitolul 64 din Isaia cu versetul 6 că faptele noastre sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să umblăm în faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, fapte ale credinței. Noi nu putem să venim înaintea lui Dumnezeu să-i spunem: Doamne, uite câte fac eu, uite ce am făcut eu, uite ce om onorabil sunt eu și n-ai încotro. Trebuie să mă primești. În Matei, în capitolul 7, sunt niște oameni la care m-am gândit de multe ori, care au venit înaintea lui Dumnezeu, înaintea Domnului Iisus Hristos, și spune cuvântul din Matei 7:21, că nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și zice, mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Uitați-vă la faptele pe care le-au făcut oamenii aceștia, lucrarea pe care au făcut-o oamenii aceștia. Sunt niște oameni care au făcut niște lucrări extraordinare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice că am prorocit în numele Tău, am scos draci în numele Tău și am făcut multe minuni în numele Tău, spun oamenii aceștia. Și totuși, Domnul Iisus Hristos spune: plecați de la mine, pentru că nu vă cunosc. Voi care lucrați fără de lege. Fariseul acesta vine și spune: eu am făcut, eu am dres, eu dau zeciuială, eu sunt așa, eu sunt așa. Are o părere fantastic de bună despre sine, despre sine însuși. Vameșul se consideră un păcătos. El nu vine să enumere și să spună ce a făcut el, cu toate că poate în ascuns avea și el fapte bune. Nu vine să spună absolut nimic. N-are curajul nici măcar să-și ridice capul, ci se bate în piept și spune: ai milă de mine, că sunt păcătos. Rugăciunea celor doi. Fariseul spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a rugat în sine, stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel, sau către sine. A început să se roage, de fapt el nici n-a venit la templu ca să caute îndreptățire la Dumnezeu, ca să caute mântuire. El a venit la templu ca să-și arate neprihănirea lui, să arate ce face el, cine este el, cât a făcut el și așa mai departe. Omul acesta, în ceea ce spunea, era sincer. El făcea lucrurile acestea. Dar sinceritatea nu este destul ca să fii mântuit de Dumnezeu. Ați văzut, acum a fost 15 august. Poate ați văzut la televizor secvențele de la mănăstirea asta, de la unde merg oamenii, lângă Cluj, la Nicula. Am văzut o secvență, o femeie bătrână, cred că avea 80 de ani, poate, mergea în coate și genunchi să înconjoare biserica. Ei, când am făcut noi, dacă ne întrebăm sincer, când am făcut noi un astfel de efort pentru Dumnezeu, să-ți spun așa în ghilimele? Femeia aceasta făcea un efort fantastic la anii ei, mergea în coate și genunchi să înconjoare biserica. Am văzut alte secvențe la televizor, mai ales în postul Paștilor și mai ales în America de Sud, unii care se lasă răstigniți, alții care se autoflagelează, se bat cu niște biciuri pe spate, dă-s numai rană. Le fac ca să fie plăcuți
înaintea lui Dumnezeu. Fariseul acesta, ceea ce spunea că face, probabil că făcea. Dar nu-i destul. Sau nu aceasta este important. Noi suntem mântuiți prin har, prin credință în Domnul Hristos și nu prin faptul că facem cine știe ce fapte bune. Pentru a fi mântuiți, pentru a primi, ca Dumnezeu să primească rugăciunile noastre, noi trebuie să avem acea pace cu Dumnezeu de care se vorbea dimineață, să avem pace cu Dumnezeu, să fim relația noastră cu frații, să fie în regulă și rugăciunile noastre să fie după voia lui Dumnezeu. În Ioan, în capitolul 15, la versetul 10, spune, dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Și mai sus la 7, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Este condiționată și condiționat răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre. Domnul Iisus spune că dacă rămân în voi cuvintele mele și dacă rămâneți în mine, cereți orice veți vrea și vi se va da. Și în capitolul 14, pe pagina asta, la altă, la versetul 13, spune Domnul Iisus, și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Scopul rugăciunilor noastre nu trebuie să fie problemele noastre. Scopul rugăciunilor noastre trebuie să fie ca Tatăl să fie proslăvit. În rugăciunile noastre, de fapt, rugăciunile noastre, frați și surori, arată părerea noastră despre noi și despre Dumnezeu. Arată părerea noastră despre noi și despre Dumnezeu. Haideți că vreau să ne uităm un pic, nu o să o citim toată, la o rugăciune, rugăciunea lui Daniel, din capitolul 9. Am să spicuiesc numai din această rugăciune și uitați, ca să argumentez ceea ce spun, că rugăciunile noastre arată părerea pe care o avem despre noi și părerea pe care o avem despre Dumnezeu. Uitați ce spune Daniel în rugăciunea lui din capitolul 9. La versetul 5, noi am păcătuit, la 6, n-am ascultat, la 7, părinții noștri și noi ne-am făcut vinovați față de tine, la 8, am păcătuit împotriva ta, dar la 9, zice Daniel, la Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva lui ne-am răzvrătit. Apoi, Domnul a îngrijit ca nenorocirile să vie peste noi. Noi am păcătuit, din nou la versetul 15, am săvârșit nelegiuirea. Aceasta este părerea, rugăciunea lui Daniel, exprimând părerea despre el, despre poporul lui. Noi suntem păcătoși. Și apoi, părerea despre Dumnezeu. Versetul 18. Pleacă urechea Dumnezeule și ascultă. Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău. Căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Din nou, părerea despre El, despre noi, și părerea despre Dumnezeu. Nu pentru neprihănirea noastră ne rugăm noi înaintea Ta, Doamne, ci pentru îndurările Tale. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Rugăciunea noastră exprimă părerea noastră despre noi, despre Dumnezeu. Fariseul nu spune nimic despre Dumnezeu. Nu-i cere lui Dumnezeu să-L ierte, nu-i cere lui Dumnezeu să-L mântuiască, nu. El a venit la templu să-i spună lui Dumnezeu toate faptele bune pe care le-a făcut el. În schimb,
Vameșul spune cuvântul lui Dumnezeu că se ruga și rugăciunea lui a fost foarte simplă. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Vameșul se ruga cu voce tare. Fariseul spune că se ruga către sine, se ruga în sine. Vameșul spunea cu voce tare, Doamne, ai milă de mine, că-s păcătos. Și unul dintre semnele pocăinței adevărate este faptul că recunoști lucrul acesta cu voce tare și în fața oricui. Că ai fost un păcătos, că n-ai putut să faci nimic pentru mântuirea ta, că Dumnezeu s-a îndurat de tine și în harul lui te-a mântuit. David, după ce păcătuiește cu Batșeva în Psalmul 32, spune cuvintele care au fost amintite, cred că și dimineață. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Dar a venit un moment când ți-am mărturisit păcatul meu. A venit un moment când am recunoscut și am spus-o că am păcătuit împotriva ta și numai împotriva ta. Și am nevoie de iertarea ta și mă pocăiesc și Dumnezeu în îndurarea lui pe astfel de oameni îi iartă. Exact lucrul acesta s-a întâmplat și cu oamenii aceștia doi. Ca și concluzie la versetele pe care Domnul Iisus le spune aici, spune cuvântul că eu vă spun, zice Domnul Iisus, că mai degrabă omul acesta, care a spus doar 3-4 cuvinte, s-a coborât acasă socotit neprihănit. Așa cum dimineață spunea fratele Mihai, nu că am fi neprihăniți noi înșine, ci Dumnezeu privește prin Domnul Hristos la noi și ne atribuie dreptatea Lui și ne atribuie neprihănirea Lui și ne socotește neprihăniți. Dumnezeu s-a uitat la oamenii aceștia doi și Vameșul a plecat acasă socotit neprihănit, pe când Fariseul a plecat acasă exact așa cum a venit cu păcatul pe el. Și ca și concluzie, Domnul Iisus spune căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Dorim noi să fim înălțați de Dumnezeu? Dorim noi ca viața noastră și rugăciunile noastre, viața noastră să fie o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și rugăciunile noastre să ajungă la tronul de har al lui Dumnezeu? Sigur că dorim fiecare lucrul acesta. Dar pentru aceasta noi trebuie să știm că n-avem niciun merit înaintea Domnului Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezeu. Chiar în lucrurile bune pe care considerăm noi că le-am făcut, puterea, harul, oportunitățile de a face acele lucruri ne-au fost date de Dumnezeu. Și așa cum spune Apostolul Pavel în Corinteni, dacă ai primit totul, atunci de ce te lauzi ca și cum nu le-ai fi primit, ca și cum tu ai fi săvârșit lucrurile acestea. Seara aceasta doresc ca Dumnezeu să ne dea har, Dumnezeu să ne binecuvinteze la o viață de smerenie, la o viață de trăire a cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră, prin puterea Duhului Sfânt. Amin.